acum. Bine, da, așadar, de la terapie non-verbală mergem la terapie cu animale și vorbim chiar de fizioterapie cu animăluțele noastre de companie. Bună dimineața, Radu! Bună dimineața, Radu! Bună dimineața! Ne poți spune mai multe despre fizioterapie? Pardon. În primul rând, poți să ne spui de ce nu există și un cățel? Noi ne-am obișnuit în fiecare miercuri să avem un cățel. Un cățel, doar cățel, că pisicuțe n-am avut. Nu, lasă. Pare trebuie să le luăm de acasă. Ele sunt mai fițoase, ele sunt mai mofturoase. Nu trebuie să cred că nu ți-au spus Cristian sau Alex că ei de obicei vin cu cei mici. Am văzut că cei mici. Cățelul meu este încă în creștere și un pic mai emotiv și încă sunt în dresaj cu el și atunci l-am lăsat acasă. Să fie liniștit. Cu siguranță venim cu o mulțime de informații foarte utile pentru noi, despre care abia așteptăm să vorbim. Deci fizioterapie veterinară și faptul că este important să ne uităm la afecțiunile neurologice și respectiv locomotorii la animăluțele noastre. Este foarte important. Fizioterapia veterinară este tratamentul acestor afecțiuni. Pacienții mei de obicei sunt trimiși de la medicul neurolog sau de la neurochirurg. De multe ori vin postoperator în urma unor traume la nivelul modului spinale și ale coloanei. Și atunci noi începem și trecem printr-o serie de proceduri menite să reia, să mențină și să îmbunătățească funcția neuromotorie. Am o întrebare. Tot am văzut pisicuțe care merg foarte anormal, ca să spun așa. Da. Ele sunt foarte simpatice. Da. Și am înțeles că este o afecțiune cerebrală. Da, da. Și acolo presupun că tot există o metodă de a le ajuta și de a le aduce cu picioarele pe pământ. Mai apropiate, din nou. Siguranță. Mai apropiate pe pământ. Am și pacienți pisici, feline, cu probleme la nivelul modului spinării. Chiar un caz, un Maine Coon cu 3 hernii de disc în 3 locuri diferite. Este pacienta mea de 4 luni de zile și acum începe și face primii pași și spre rușinea anumitor câini care se sperie, de exemplu, de bazinul de hidroterapie, ea înoată fără nicio problemă și așa a început să și meargă și face primii pași, stă foarte, foarte încântați de rezultat. Mă rog, tot am văzut pe la veterinarii, cel puțin prin Canada, se folosește și foarte mult și acupunctura și la câini și la pisici. Da. Cât de benefică este și cât de bine ar fi să o facem în anumite cazuri? Am făcut acupunctură la cai o singură dată, la un cal de sport. Este benefică, sunt tot felul de studii. Noi facem acupunctură prin aparatul de fotobiomodulare pe care îl avem. Este un aparat de laser terapeutic clasa 4 și are un modul de acupunctură. Avem o sondă care imită acele și bănuiesc că este benefică, mai ales unde avem niște fași musculare, ceva în tensiune și putem elibera. Rău n-are de ce să facă. Hai să rămânem și la strict ideea noastră de fizioterapie. Cred că foarte mulți sunt curioși cum funcționează această fizioterapie practic și anume care sunt exercițiile pe care animalele trebuie să le facă în cadrul acestui tratament de fizioterapie. Cred că mai concret ce se întâmplă acolo, ce presupune? Partea de exerciții, mișcările activ-pasive, sunt menite să reia funcția proprioceptivă a pacientului. Și atunci sunt tot felul de mișcări de flexie, extensie, de masaj, de multe ori... Un fel de gimnastică. Un fel de gimnastică, da. De multe ori învățăm, adică ținem membrele pacientului la noi în mâini și îl reînvățăm să meargă. E ca un copil mic de multe ori și satisfacție enormă în momentul care începe și se desprinde și apar primele semne de vindecare. Pe urmă, dincolo de exerciții, există partea de aparatură pe care o folosim. De exemplu, un pacient paraplegic care a stat mult timp în decubit, nu s-a mișcat de mult, tinde să își atrofieze musculatura. Și atunci folosim, de exemplu, aparatele de electrostimulare, unde printr-un impuls electric noi pulsăm musculatura, aceea începe și revine la măcar la un grad asemănător cu cel dinainte. Iarăși aparatura este aparatul de laser terapie. Folosim fotonii de lumină să intrăm adânc în țesuturi
Principiul este de că fotonii de lumină hrănesc mitocondria celulelor și le menține vii acolo, menține circulația, formează, de exemplu, rețelele ganglionale care s-au pierdut în urma unei traume. Și după toate aceste etape care le folosim mai ales în faza acută, începem cu hidroterapie, unde îi băgăm în bazinul cu apă, avem circuite de cavaleti, unde la fel încercăm să obținem o mobilitate articulară ceva mai bună. Sunt foarte multe proceduri, le facem personalizat în funcție de nevoile fiecărui pacient. Cum reacționează câinii, pisicile, mi-ai spus? Câinii sunt super. Când urcă în acel bazin cu apă, pentru că, după cum observăm, avem și aici avem niște imagini în spate, într-adevăr, și... Unii dintre ei se descurcă, alții mai puțin, alții sunt mai speriați. Cum reușiți să lucrați cu ei? Pentru că mă gândesc că este foarte greu. Adică... Cu un copil mai spune, au, nu, dă-te la o parte, nu-mi place, mi-e frică, dar cu animalele cum faceți? Și ele par timorate din câte vedem în cadre. Nu și acest porci, dacă permiteți, numai el nu e timorat. El e foarte curajos, a fost unul dintre pacienții mei preferați. Fiecare câine are personalitatea lui și atunci primul lucru eu pe care încerc să-l fac este să stabilesc o relație mai apropiată cu pacienții, mai ales că vor veni o perioadă îndelungată de timp. Trebuie să întreb cum realizezi această relație mai apropiată. Care-i secretul? Cum faci treaba asta? Nu cred că doar prin simplu... Ai gusterele în buzunar, cred că. Am foarte rar recompense de mâncare. Foarte, foarte rar recompense. Nu știu, vine firesc. Pur și simplu, e o chimie între noi. Și mulți dintre ei, de exemplu, când vin peste luni la recontrol, mă și recunosc în recepție, nu știu, tratez fiecare pacient ca și cum ar fi câinele meu personal. Și cred că de acolo și dragostea față de ele, ne înțelegem bine. N-am avut pacienți agresivi. Cred că ai avut parte de tot felul de cazuri, dar îți amintești să ne menționezi poate unul care, pe care îl consideri tu că a fost cel mai dificil? Da, cel mai dificil este un pacient bișon de 3 ani tânăr, care a venit în urma unei hernii de disc severe, cu contuzie medulară. A intrat repede de tot în chirurgie, în spitalul unde lucrez, însă s-a complicat postoperator, inclusiv a trebuit ventilat 2 zile, a intrat în stop cardiorespirator, a trebuit ventilat 2 zile, starea lui s-a depreciat cumplit, Fluffy îl cheamă, și am început treaba cu el cu speranțe minime. Spre zero. Da. Prognosticul era foarte rezervat. Și după 2 luni de fizioterapie, zilnic am făcut fizioterapie cu el. Merge acum, primesc și acum de la aparținători filmulețe și poze cu el și ține legătura și a fost cu siguranță cel mai special. Și mă bucur că de zonă de muntă a fost pozitiv, că tare să team așa și nu știam cum o să fie. A fost. Era frică, nu? Mi-era puțin frică, ca la un film care nu știe exact cum se încheie. Și într-un final, din păcate, happy end. N-a fost cazul. Este greu și pentru aparținători, pentru că la un moment dat își pierd pentru părinții. Da. Și aparent, cred că și pentru tine. Mai ales dacă spui că te atașezi cumva. Da. Sunt convins că, deși poate nu ar trebui, te atașezi de fiecare pacient. Da, cu siguranță. De ce să nu trebuiască? Mi-o sunt foarte că de asta este așa. Și eficientă relația ta cu animăluțele, pentru că nu ți-e teamă să te implici, și chiar o faci cu totul. Da. Uite, la pisici e interesant, pentru că mulți veterinari se sperie. Și o vine pisica asta, sare pe aici, face ca toate alea, dar la tine s-a întâmplat vreodată așa ceva? Sau această chimie și vis-a-vis de feline. Vreau încă să cineva din comunitatea științifică să ne anunță și pe noi când se domesticez pisicile. Ce bună e când asta! Când va fi ultima concluzie științifică. Da. Ca femeile, noi o să le trimitem un mail, o să lăsăm contactul tău și poate la un moment dat se găsește. Să te țină la curent. Da. Sunt cei mai dificili pacienți, dar cu ajutorul aparținătorilor, v-am zis că de obicei lucrez singur, dar cu ajutorul aparținătorilor am avut rezultate. Radu, noi îți mulțumim foarte mult pentru timp, pentru informații, cu siguranță am învățat foarte multe. Am mai râs, am mai glumit, dar luăm foarte în serios subiectul, pentru că este unul delicat, de care ne bucurăm că sunt și soluții de rezolvat. Da. Îți mulțumim tare mult, mulțumim. Radu, și cu te drag. Așteptăm în continuare și de săptămâna viitoare. Mulțumim. Dragilor, pe voi nu vă așteptăm abia săptămâna viitoare, ar fi groaznic. Ne vedem mâine dimineață. Ar fi cumplit să vă așteptăm abia miercurea viitoare. Da. Nu, de mâine, dragilor, apoi poimâine, apoi luăm o pauză și tot așa. Mulțumim tare mult că sunteți alături de noi. Ne vedem mâine dimineață, ora 8, la Metropola TV.